Perfect, zi-mi și mie ceva acum că, uite, nu ți-ascund că recoltatul este perioada cea mai frumoasă pentru mine. Nu mă întreba de ce, știu că la Știu. tine nu-i la fel, că e cald și preferi să te duci la mare, dar mie îmi place să stau pe câmp. Ce facem Și anul mie îmi ăsta? place să stau pe câmp, ție îți place să stai pe combină. Am Eu, înțeles, doar da. pentru că nu recoltez, nu înseamnă că nu-mi place Am recoltatul. înțeles. Altceva. Spune-mi ce facem anul ăsta. Toată lumea vede prețurile care sunt în piață acum. Să gândesc probabil că la recoltare vor fi la fel. Semnăm ceva. Acum mai stăm, Poți să și vrei să păstrăm. semnezi, nu prea se semnează în fizic. Se discută de prețuri, dar nu prea, toată lumea e reticentă să vândă, cum sunt fermierii, dar și să cumpere. Pentru că exact cum discutam înainte de emisiune, nu e o problemă faptul că e ieftin ceva, nu e o problemă faptul că e scump ceva, e o problemă faptul că nu știi cum va fi. Lipsa de predictibilitate este cea mai mare problemă în momentul ăsta. Dacă cineva ar ieși și ar spune va costa 10.000 de Dar lei Dumnezeu, tona nu de știe urei, nimeni. va Eu te costa întreb 10 lei, ce crezi că faci tu? Păstrezi? noi vom face calcule, ne vom adapta tehnologia, piața va înghiți o parte din costurile astea și totul va fi ok. Dar în momentul în care nu știm cum vor arăta lucrurile, Păstrezi totul până la recoltare, după recoltat. nu pot să păstrez pentru că anul ăsta am structura dezechilibrată, pentru că fratele meu are. Pentru că am extins capacitatea de irigat și suntem în tranziția către alt tip de rotație, astfel încât avem anul ăsta doar vreo 7-6 de hectare de grâu, deci nu am ce să țin din el. Da. Și restul este porumb și soia. Am înțeles, dar și porumbul și soia Păi, dar le păstrez sau le vând? nu pot să stochez Păi și eu de ce stai? 5-6.000 de tone Și de eu de porumb. ce sunt aici? Nu cred că nu, dacă vom avea un an normal, nu cred că îți va ajunge capacitatea nici ție. Eu așa sper. Da, Dar ar Dumnezeu să te au. suntem pregătiți și asta e o mare neajuns care mă bântuie, faptul că nu am capacitate mai mare de stocare, pentru că am investit în irigat foarte mulți bani. Uite, eu n-am investit în irigat și am stocare. Dar știi de ce n-am investit în irigat? Pentru că Că n-am nu ai apă. apă. Da, Perfect. să sperăm că vei avea și Sper că nu la plămâni. tu. Nu avem capacitatea de stocare și mă gândesc cu groază dacă nu cumva. Dar eu cred că niște coșmaruri logistice tot vom avea. În primul rând din cauza prețurilor, în al doilea rând din cauza că e posibil până la urmă pentru o parte din producția din Ucraina să se facă coridoare și să se livreze prin portul Constanța, sau, Doamne ferește, să se extindă nenorocirea și în Marea Neagră și armatorii să devină reticenți la zona asta, deși nu prea au de ales, pentru că sunt zone din lume care sunt dependente de bazinul Mării Negre și va trebui să ia marfa de aici, cumva. Dar între toți factorii ăștia pot apărea sincope, astfel încât noi s-ar putea să ne trezim că nu mai putem să livrăm marfa din combină în tir, cum am fost învățați până acum. Păi s-ar putea să n-avem de ales o parte dintre noi, fiindcă avem Exact. scadențe. Și atunci, având scadențe, Asta este certificate de altceva. depozit. Asta e altceva. Aici trebuie să ne gândim la certificate de depozit, la modalități de a încasa o parte din bani chiar cu clienții cărora le vei da marfa și să-ți plătească și un pic de custodie ca să o ridice ulterior. Dar pentru asta trebuie să ai unde o pune. Și aici avem la dispoziție, în ghilimele, de la grămada în câmp, care nu știu dacă Da. știai, dar prin America sau Da, Australia da, încă da, se da, da. practică, și până Silobeguri la și alte. silobeguri și magazii și celule de silos și toate Respectând, formele. bine, riscând la un moment dat cu toate astea să vedem În ce înseamnă oricare formă de calitatea, calitatea. depozitare Da, există există risc. risc. În oricare formă de depozitare există risc. Fermierii care irigă sunt expuși la o problemă. Dacă nu li se poate ridica marfa, sunt șanse foarte mari ca marfa lor să nu fie la stas. Astfel încât trebuie să-și găsească clienți în perioada aia, pentru că în general traderii au capacități de uscare,
sau să-și facă ei capacități de uscare. Ai atâția prieteni care te pot ajuta să-ți usuce contra cost. Da, dar nu toată lumea e la fel de norocoasă ca mine.